Bună ziua, prieteni! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bună ziua, Cutunița! Bună ziua! Prieten. Ne aflăm în piață la Lubeniță. Da. Era vorba că trebuia să-i scoși pe ei la o prăjitură. O zis, cum a zis vorba lui Bobiță. M-am săturat de ăștia, cum le-a zis? De crembuș. De crembuș. Scoate-ne la o prăjitură. Ce credeți? Că au fost un chis la prăjitură. I-am scos la un pepene roșu care e mai dulce ca prăjitura. Adică mai bun. Mai bun. Mai bun ca Lubenița. Mai bun ca Lubenița. I-am luat doi pepeni de astea roșii și doi de ăștia galbeni. Mai bun ca pepene, mai bun ca Lubenița. Bucătare, mâncăm un furbăgaș cu mânca patrana. Mânca patrana? Da. Păi n-avem cuțit. Caută. Păi de unde e? Uite, mâncăm ăsta, dopul ăsta, tot și da, gata. Dă-ne un cuțetul al mii să mănâncăm în piață cu mânca patrana. Bine zis. Unde hai să mâncăm în piață? Hai, mă. Hai, Bobiță, urcă, cred că mergem în parcare mai bine și mâncăm. Da, bună idee, mă. Da? Mergem în parcare. Hai, îi vine iarăși câine. Asta cauți. Ia, ține-le uțile. Nu aia. Păi n-avem altundeva. Nu aia parcarea aia. Acolo, la cătomul. La cătomul. Eu mănânc la dopul ăsta acum. Să nu faceți lipici. Să nu faceți scaune. Lipici. Bucătare, eu cred că mergem într-o parcare. Unde mă întorc? Ce parcare, mă? Acasă trebuie să-i băgăm, o băgăm în ladă. Nu, mâncăm și așa caldă. Du-te, mă, să mânci caldă. Tu ce-am făcut? Mă duc acasă, o bag în ladă. Nu o băgăm. Sau la apă. La apă. Uite, bă, canapele asta? Gratis. Uite. Ce canapele gratis? Uite, le-a lăsat acolo. Mâine-i piața, că mâine-i sâmbătă. Mâine venim aici la Neamărin să-i aducem banii Neamărire. Banii de pe oaie, nu-i mai vrei. Lasă-l că la mare, nu-mi mai trebuie banii. Eu unde, că nu s-o mai dus la mare. Nu s-o mai dus. E fotbal acum, am aici. Unde se joacă? Uite, joacă fotbal băieții. Ce? Băieții știe fotbal. Să te aduci pe tine. Unde se joacă? Păi trebuie stadion. Trebuie să-i... Mă, Cătălin, hai să facem și noi aici un sport, să alerg pe stadion. Hai! Uite, stadionul e aici în față. Aici? Ce activ de sport acum? Da. Pe ce noi doi copii trebuie să fie mai multă lume? Fac eu cu bucătarul să mai strâmb. N-ai nici minge, ce faceți? Alergăm unul după altul. Să mai slăbim. Da. Și atâta oală e în frigider cu ciolane cu alea. Nu te gândești cu tura, nu-i păcat. Mami, mă rog, oala care e în frigider cu toate ciodolanurile din lume. Ia uitați-l pe al nostru, Mihai Viteazu. Lasă-mă, că te-ai cu ciodolanurile. Nu vrei. Eu acum mănânc Lubeniță. Bucătare, daci. Bucătare. Ce era Mihai? Ia mă. Mă, dar două harbuzuri, unde merge așa? Da, no, să fie acolo, ai văzut că dacă n-avem... Două. Ia, ia. Bucătare? Bine că nu făcurăm la dop și la las că nu stii, cată. Hai Mercedes, hai navion. Și la sutie să-ți bag un milion. Dă-mi lumie pe ăla, bucătare. Nu te obiți, ce e asta? Dă-mi lumie pe ăla. Dă-mi bucătare. Ce, lasă-l duc eu, că nu pot să-l cari. Că e greu. Ia uite. Hai. Unde? Închide poarta, vă. Vă luați iacă cu pepenii aia galbeni. Păi? Sunt loviți, uite. Eu, ce problemă așa, ce omul de sunt, au ceva, ce am ceva la cap? Uite, uite cum arată asta. Uite bucătare ce e aici, ce e acolo? Dăbuleniu, e pe fază. Hai să intrăm până acolo, fraților, să vedem ce dai cu avem ca să noi vezi aici. De la Dăbuleni. Închide poarta. Mă duc să o duc. Unde m-am pus aici unde îmi bate soarele în nou. Bă! Hai, Bobiță, vină cu a. Hai să tăiem Lubenița. Păi vrea să-l vadă. E, bine, uite aici de față cu lumea. Când ți-ai lua una iarăși, să nu te aud, da? Nu, că el vrea ca să-l întărâtă pe ăla. Păi da, și-l bate. Du-te, închide poarta. Păi lasă-l bată, ce să-i fac eu? Ăla bate, ăla nu e de vreo. Ce să le fac? Copii, așa-s copii. Nu vreau, cu ce mă interesează? A, ce te interesează?
A, ce te interesează, dar cine o caută? Nu, tu l-ai căutat mai înainte. Și plângi când te-o da. Am văzut că ias afară, că și ăsta al nostru, că e răsfățat ăsta. Bine, Leuțu. Aha, da, Leuțu. Da, e Leuțu, vă să mă zic eu. Ce-ai eu să răsfățat? Când o să face bucătarul ăsta urmări, o să vină așa. Bucătarul de urmări. Bă, Leuțule, e weekend, îți fac și mie o bere și bagă pe aia în ladă. Puțin să mâncăm harbuzul. Păi eu nu pot să mânc harbuz cu bere. Mai bine mânc harbuz și nu mai dau bere. Ce faci cu tăniță? Ce faci cu tăniță? Asta numai o dată făceau ai bătrâni în 64. În 65. Și jumate, băi. Pe vremurile lui Ceaușescu. Da. Nu, tu prea multile și mă. Așa pica, așa pica și la ai bătrâni ai noștri. Da. Eu vreau pepene. Mamă, ce caldă e. Eu vreau pe asta cu tine, poți să mi-ai scos pe asta. Și eu vreau pepenele. Că nu vreau mult. Mami, eu vreau pepenele. Am și eu gânduri bune cu berea aia. Eu vreau pepenele. Tu de care pepene vrei? De ăla. Al mic, al mic al tău. Dacă te dă mică, e ăsta. Ia uite ce ne așteaptă, ce ne așteaptă. Ia uite ce ne așteaptă, ce ne așteaptă. Că după când... Bă, gheață aveți? Avem, dar nu sunt gheață. Încă nu s-a făcut gheața. Eu o făceam cu gheață, știi? Într-o tavă și de la beton. Într-un bol. Da. Nu e bun. Doamne, ce căldură e. Pune pepenele cu până pepenele. Cum nu e bun? Nu e bun, gustează, dacă tu nu l-ai băgat la rece. Gustează-l. Gustează-l. Păi nu l-a băgat la rece. Păi cine a zis mai repede să-l taie? Să fac după tine. Hai dacă a venit și lumina la pepene. Ia e! Bă, nu are gustul cum trebuie. Strictul necesar. Lubenița! Da, era odată lubeniță dulce ca mierea, mă. Când eram noi lubenițară, de bună, știi? E bună așa. Da, și ai dat-o pe Abria și să ducea mașina. Bucătare? Mâine vreau să mă înveți și pe mine cum să conduc. Bă! Ce? Ce vrei tu să conduci tu, mă? Mașina, mă? Uh-huh. Mă. Trebuie să faci ore cu cutunița. Da. Dar nu... Te aduci cu mine la instructor. Nu, bucătare. Nu, prin curte, nu prin afară. Cine îmi spală și mie cana aia ce am cumpărat-o azi? Cutunița. Mă duc eu, dă-mi să-mi spuneți unde-i cana. N-ai cum să te duci dacă ai camera în mână. Mă duc eu. N-am voie să intru cu camera sau ce? Nu pot să spel cana, să bag jucării pe ea, ca așa de acoloare, să mă scoară. Ce ne așteaptă, bucurie și lapte. Ia da și mie cuțitorul ăla. Mai beau eu bere acum. Da. Hmm? Bă, ce faci acolo? Dacă bagi bere cu pepene și cu lubenită, se face ciorbă în gurta ta. Na, să nu mai vei. Cum adică? Acum. Nu mai spune. Deci, ai rămas așa bucătare. Azi, prieten, am fost rupt pe căldura de azi. Cred că am avut 38-39 de grade. Am fost cu Leuțu și știți că mașina mea n-are climă. M-au dus la filiar să-și pună folie pe telefon și așa. Doamne! După aia am intrat în piață. În piață tute și umblă. De la piață intră la astea, cu mobilă și cu alea ce aduc de pe dincolo și astea, că eu așa mai intru. Eu când plec... Și-am fost acolo. E bani antichități, bucătare. Da. Eu când plec după ceva și dacă... Văd de astea nebuni, de astea alte nebuni, eu acolo rămân. Intru în alte părți. Și e mai greu să mă iei de acolo. Unde intri? Unde intri cu trânsul? În spiritul, intri undeva. Era bine dacă o băgam în ladă un pic cu tâna. Păi și când mai bei bere? Să... Mami! E rece bere. Băgam și berea și ea. Îmi dă lacrimi mine. De taicul meu.
Nu. Bă, nu mai lucra acolo. Uite bucătăria. Și capitanul ce mănâncă? Să mă tati. A, noroc, Doamne ajută. Bucătare oprește ca mea. Nu. De ce? Taci din gură, nu mai vorbi. Spun ceva. Ce vrei să spui? Lasă-mă, ce să spui tine. Lasă care să spui. Bă, Bobiță. Bucătare? Băgați-mă pepenele la, la rece. Mai mâncăm și noi puțin și după aia îl băgăm pe la jumate. Nu mai mâncăm. Uite-l pe Sonic. Dă-i, mă, dă-i. Ăștia cu doi o bată. Amândoi. Aoleu, ce s-a răcit cana cu tuna. Și o bag acum după lubenița ce-a mâncat un pic de lubenița, nu? Bere. Bă, și tu aia, una bag un lad. Hai, noroc. Ai bucătară să trăiești cu 1000 de ani. Tu știi că e Spider-Man pe cana ta? O, pardon, și tu, Bobiță, să trăiești. Tu știi că e Spider-Man pe cana ta, Tom Holland? Arată pe ăla. Uite-mă cine e pe cana mea, mă. Cine? Al doilea, mă. Al doilea? Cine? Serios, chiar nici eu nu știu, al treilea sau al patrulea. Uite, scrie aici, al doilea. Cine e ăla? Pe Ludovic, nu știi? Nu. Cum nu știi, mă? Ați spus la armată. Hm? Tu. Da, Ludovic al doilea. Da, eu eram. Era cu tremur. În picioare pe bot. Nu, eu eram cu el la armată acum. Da, mă, uitasem. Și că eram cu, la armată cu el? Da. Acum 3 zile, nu știu cât. Acum 2 zile jumate, mă. Ne-am urcat pe cărămizi. Serios? Da, era cu tremur, da. Ținut cu el de o cărămidă. Și eu nu știam. Am dat cu cărămidă jos, am cărut, ne-am lovit la cap. Bă! Mă, dar tu nu te făceai. Periculos! Știi ce făceam? Dă-ți jos tricoul dacă nu mai poți, Bobiță, că e cald. Eu nu știu. Capitane, tu ce faci, bă? E foarte mic și eu am în casă tricoul mai mare ale lui. Știi ce făceam eu cu băiatul ăsta care e cana, pe, cu, care e cana ta? Mhm. Mamă, făceam așa dansul, cu băiatul ăsta, serios? Da. Cu Ludovic? Da, mă, se vede pe fața lui că e prieten cu tine. Bă, dacă arată ca mine, nebunule, ia uite. Uite-te, bucătarul, nu arată ca mine. Da, mă, are de da, mă. Fața ta, mă. Stai, mă, ce are în cap? O coroană de rege. Nu are, mă, coroană, e tuns, așa două linii în cap, uite. Ca Bobiță. Da. E tuns. A, zero. Da, Bobiță, zero. Dar tu ai văzut că Florina la asta cu zero? Da. De ce nu ți-ai făcut programa de să te păi duci? Mâine e sâmbătă. Și păi mâine e acolo păi sâmbătă. Numai duminică nu lucrează. Bă, nu lucrează sâmbătă. Nu, nu. Bă, prietenul meu din amintire că făcea sport cu mine. Să nu sună. Ce bine poți să beau din cana asta, Bobiță. Bucătare. Și sete mi-a fost. Bucătare, stai să spun ceva. Eu eram prieten cu ăsta. Da? Prieteni la cataramă, nu așa? Da, făceam sport, împușcam. Când vendeam un hot, trageam cu pușca. Leonardo, eu nu prea înțeleg. Ori ai fost armatist, ori salvamat, cum îi zicea el? Salvamat. Eu nu mai înțeleg ori... Nu, acum eram armatist, dar nu mai știu. Și doctor? Bucătare, câți bani mi-ai dat de când... Ce doctor vrei să te faci? Spune. Ce? Câți bani mi-ai dat? Bucătare, m-a luat burta de la pepene. Berea, 15 lei. 15 lei? Și de unde mai am zicele în buzunar? Că nu știu. Nu, m-ai înșelat. S-am dat 25 de lei. N-am mai am canci. Băi! Băi! Tu nu grăve cu cea rumiacă. Două și când, ce veni ăla, gata, se bat acum. Bobiță! Da, unde e ăsta? Cheamă-l mai bine în coac, de că se iasă să bat afară, mai bine cheamă-i aici, aici nu se bate ăla cu el. Da, aduc-o, Leonardo! Hai la piscină, hai vină cu el, vină în coad, David! Hai, vină cu coad, mănâncă lubeniță, dar fără să te mai iei la bătaie, da? Hai, uite, stai jos aici, ia-ți lubeniță ce vrei, pepene. Mă, n-are voie! Sunt la mare! Da, la mare, lasă-l, mă! Nu lăsă și el, dacă-i dai papuci-am cu picioare!
canalizarea. David! David, ia să mănânci, nu te miști. Nu piscină, te-am mintit. Dar să-l mai bine așa, că e cool, nu mai poate cu bine. Că nu mai poate, aruncă și pantaloni scurți. Lasă-l, nu ți-l ții, doar e copil. Nu, duce ce umbri și e scurt. Lasă-l, fată. Ia și tu, Lubenință, nu vrei, mă? Ba da. Are canalizarea, sim. Asta e rubă, duțină. Iau, că tăiau. Să-i tăiau. Piscina e canalizarea aia. Mă, ce canalizare, că eu nu înțeleg ce zici. Aia e piscina, mă, canalizarea, mă. A, da, e acolo, mă bag eu. E piscina? E piscina, da. Da, mă, e piscina. Hai, mă bag și la atunci. Te bagi tu? Te bagi acolo, mă, bagă-te. Uite, în aia te bag. Unde-i? Aia de acolo. Nu e, mă, te minte, e canalizare, mă. Ce piscina? Pe mă, dar mă, cum ți-a spus Cotuna că e piscina? Așa mă mințea pe mine, Cotuna, să sar acolo. Că e piscină și o săream acolo. Săreai, mă? Da. Așa, ia și papa. Bă, David, și că eu cu ăsta eram armatist? Uite, prietenul lui i-a trimis o cană, vezi? A cui e? Prietenul lui. Asta? Alu Bobiță. Ăsta care e pe cană, este prietenul meu și făcea armata cu el. Da, uite-l. Făceam armata cu el. Mă mănâncă țânțarea. Și pe noi, da, țânțarea, uite. De unde au mai venit și țânțarii? Țânțar. Am după tine, mănâncă? Hmm? Ia vină să-ți arăt cum e piscina. Lasă-mă, nu mă mințe. Unde vă duci tu piscina? Bă, ăsta se bagă în canalizare, lasă-mi la urmă. Ia-l, bă, că lasă-l la urmă. Ia-l, adu-le în bucătărie, să-ți plăvasă de pe el. Da, trebuie să iei asta cu tânăr, uite, s-a adunat rămâștele acum. Da, lasă că te mă strâng tot. Bagă-le în apă. Că de fapt îmi frigider. Leonardo. Știi ce? Pe aia s-o bagi cumva, mai pe seară o punem în ladă. Știi? Păi cine mai rămâne pe mâine? Ca să mă trezesc dimineața la ora 5. Ca să o mânc pe aia, pe răcoare. Bă, veniți mă încoa. Haideți în coabă, copiii. Da, veniți în coabă, hai. Leuțu, trage-ți furtunul ăla de acolo. Ia și tu berea aia, Leuțu, du-o. A, dacă ne băgăm apă, Leuțu. Mai bine băgăm cu furtunul, da. Ia și berea, du-o de aici, gata. Bag-ul la ladă. Mami, dă-mi pepene să mănâncă ăsta. Hai, mănâncă odată. A, de ăla. Leonardo, cum mănânci așa? Uite, mă, aici. Nu e asta dulce. Nu e asta dulce, da. Dă-i și lui David. Ia și tu. Ia să vedem dacă e dulce. Nu prea. Dar e mic. E bun. E bun. Ăsta ce fac pe el? Ce le-au desfăcut? Bune. Mă. Dar de ce? Bă, te tai. Bă, n-auzi că zice și el te tai. Te vezi? Nu e de bine el. Asta e al nostru. Ia cuțitul, că nu e bine cuțitul mare la copii. Dule, mă, dar vreau o să gust ăsta. Mă, Leonardo, mie nu-mi place ce faci. Aaaa, doamne. Mă, chiar așa? Să mănânci așa urât? Ca un purcel, mă. Ca un purcelaș. Da, purcelaș și e, uite, grăsul. Nu mănâncă, uite, ca vaca mănâncă. Ca vaca, mă? Da. Ia-l-că, ca vaca. Îl taie acum. Aaa, ca vițelul. Păi mai trimis să duc cuțitul ăla, că e prea mare. Era prea mare pentru copii, să taie. Uite cum face. Așa, era pe pe ca vițelul. Și ce trebuie să facă de mine? Nu mănâncă ca o oaie, mănâncă. David, mă, aici. Trebuie să mă duc să-l bag în baie. Păi îl bagi acum. Nu vrei așa, nu cred că i-a pus ca mine. De ce faci așa, Bobiță? Ce mi-e servieta? Mama, murdării și paia, trebuie tot scaun. Se șterse cu gura pe scaun. Da. Așa face mereu. Așa face mereu. Hai, vină ca să te șterg acum pe botic. Lasă, deja s-a șters. Bă, voi n-auzi că doarme și câinele ăla, n-are odină de voi. Da. Doarme Ryder și el obosit, acum pe răcoare, n-are odină de voi. Uite, acum toată masa trebuie să bag apă aici. Uite-l de zile pe ăla din somn și acum ia ăla pe străzi, câinele. O ia pe uliță. Vezi că căzut o alună jos, Leo. Nu mai le învăța la alune, că nu sunt bune acum.
Dacă vor, ce să le zic, nu vă dau. Le dau să vadă că nu sunt bune și așa. Lasă-l, bă, să doarmă, bă. Dă coale, o să-ți spari tu. O ia pe străzi, iară, pe uliță. Dă bobiță să-ți desfacă le alunele. Dacă-l trezești pe Raider. Hai pe uliță, hai pe Lubenița. Ar așa pe uliță? Hai mă pe Lubenița. Hai, eu nu poate să-ți desfacă le alunele. Bă, stai, te dau cu piatra. Uite, desculți pe Petru. Eu nu pot să calc acolo, pe unde calcă el. Da, el calc. De la mama, nu faci nimic, Donald. Hai la răcrepe, hai la răcrepe, arătura, hai pe Lubenița. Hai tu că le-ntorc pe arătura, hai ame paradea pe o geam, loc a natră bun. Că s-a spart geam, atunci a plecat. Da? Pe n-aia, răcrema pe ulița. Mergem la Călugănița. Hai mai arătăm la... Hai mergem la Călugănița. Leonardo. Hai mergem la Călugănița. Tu cânti, Leonardo? Hai Călugănița. De-o poate să-ți desfac eu, hai. Gata, prieten. Ce să vă zic, prieten? Vă dorim weekend plăcut. Prieteni, am uitat chiar bine că mi-am amintit, fiți atenți, fraților, ați văzut că eu sunt foarte serios cu voi în toate vlogurile mele. Știți ce vă rog eu? Haideți să vă arăt ca să știți despre ce este vorba. Eu nu știam ca să ajung pragul cât mai departe și nu știu cât mai îmi trebuie ca să ajung să vă arăt și voi, puteți să vă uitați și voi la profilul meu acolo de YouTube. A, trebuie să facă 4.000 de abonați. 15.000, cum da, 4.000? 15.000. Am greșit. Și mai am nevoie, prieten, uite, am 13.900. De la mama, dă-mi coada, că eu spun că și vă rog frumos, dacă se poate, cu mai multe abonări. Stai, uite, trebuie să se mai abonează oamenii. Pentru că am nevoie de 1.000 și ceva de abonați, ca să pot să fac și eu 15.000. Că nu știam de și nivelul ăsta. Mie mai trebuie 100 ca să fac 8.000. Unde stația mea aia puternică? Uite, care-i de... Roadă-le frumos, că ți ieșe să se abonează la canalul lui Leo Leonardo de la Straia, vă rog foarte mult să vă abonați. Să vă abonați la Leo Leonardo și așa la Pascalov, și la Bucătaru, și la Lumina, și la Bucătaru, și la Lumina, și la Bucătaru. Bă, iată ce... Deci am 13.900, prieteni. Și la Lumina da. Și la Usu. Cu tuna, vezi că ai ceva pe aici, nu știu, ai mâncat și tu ca bobiță. Ai mâncat și tu ca bobiță. Semințe de pepene. Așa că vă rog frumos, prieteni, haideți cu 1.000 și ceva de abonat, ca să trec și eu pragul ăsta de 15.000 de abonați. Da? Vă mulțumesc frumos încă o dată. Doamne ajută la toată lumea. La revedere și weekend plăcut, prieten. La revedere, prieten. Nu uita să vă abonați la canalul Bucătarului și Leo Leonardo.